Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. O recunoști pe fetița din imagine? Iată despre cine este vorba. Recunoști pe fetița din imagine? La prima vedere este destul de dificil să ți dai seama despre cine este vorba, însă ți dezvăluim că în prezent se bucură de un succes colosal pe plan muzical și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. O recunoști pe fetița din imagine? Dacă nu ți-ai dat încă seama despre cine este vorba, nu te mai ține mult în suspans și îți dezvăluim cine este micuța din imagine. În fotografie este nimeni alta decât Alina Eremia, care a reușit să aibă un succes colosal pe plan profesional și să fie îndrăgită de public. Alina Eremia s-a născut pe 15 decembrie 1993 și a fost pasionată de actorie încă de la o vârstă fragedă. Alina Eremia a deputat în muzică la vârsta de 5 ani, asta după ce părinții săi au remarcat talentul și a participat la primul concurs unde a fost premiată. La ce a renunțat Alina Eremia cu greu? Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate voci de la noi din țară, iar cântăreața a recunoscut că a avut o dependență ceva timp care i-a dat mari bătăi de cap, însă acum a încercat să aibă mai multă grijă. Dependența de zahăr A fost o dependență care m-a măcinat așa mult timp. Nu te gândi că acum pot să evit de tot zahărul, încerc să am grijă, a spus vedeta în podcastul lui Damian Drăghici.